city is covered in snow tonight. Bună dimineața, dragilor! Bine ați venit sau revenit aici la mine pe canal. Astăzi începem un nou daily vlog. Astăzi este vineri. Am aici cafea, cât am mai rămas din ea, mai am jumătate. Am băut deja din ea cât m-am machiat. Ceasul este 8:10. Eu sunt machiată, trezită, spălată pe dinți, tot ce trebuie. I-am dat să mănânci miei, i-am schimbat litiera, i-am udat iarba. Îi place foarte tare, să știți, apropo. Începem clipulețul de astăzi direct cu calendarele advent, pentru că astăzi o să fie o zi foarte plină și atunci prefer să le deschid acum dimineață ca să știu sigur că apuc să le deschid. Aseară am ajuns foarte târziu, m-am culcat undeva în jur de 1, pentru că a durat până m-am dus, m-am demachiat, m-am spălat pe dinți, am făcut duș și a fost așa un picuț foarte pe grabă. În dimineața aceasta m-am trezit și am editat clipulețul pe care voi l-ați văzut deja, pentru că, ce să vedeți, aseară am realizat că nu am ce să vă postez în dimineața aceasta, pentru că nu aveam clipulețul editat, așa că ei sunt treazi de la 6, ca să am timp să editez și să fac tot. Am trebuit să mă trezesc foarte devreme, dar să știți că sunt bine, sunt chiar ok, am dormit destul de bine. Mia noaptea asta nu a dormit cu noi, a dormit în bucătărie, pentru că aseară la 1 ea avea chef de joacă. Ce să vedeți, ea ieri toată ziua când am fost noi plecați a dormit și când am ajuns noi la 1 și ne-am pus în pat, ea avea chef de joacă și venea și ne mușca. Și atunci am închis ușa la dormitor și rămas în bucătărie și, spre surprinderea noastră, nu am eunat. Sau, în orice caz, dacă am eunat, am fost prea obosit și n-am auzit nici eu, nici Florin. Deci nu m-am trezit deloc, deloc, deloc. Efectiv, în poziția în care am adormit, în aceeași poziție m-am trezit în dimineața asta la 6. Dar o să merg să-mi iau pliculețul din Magneziv Express și o să continui să iau până luni, pentru că mă simt bine de la ele. Chiar tind să cred că mă ajută pentru că mi-am mai revenit. Imaginați-vă că m-am culcat la 1, după ce ieri m-am trezit la 6 și dimineața aceasta tot la 6 m-am trezit. Ieri am lucrat toată ziua, aseară am avut repetiții, astăzi o să lucrez toată ziua, diseară o să avem repetiții și mâine dimineața să mă trezesc la 4. Pentru că la 5 ne adunăm la Florin, ca pe la 6 să plecăm. Yay! O să fie o perioadă nu tocmai drăguță și nu tocmai odihnitoare și cum ar trebui să fie, dar nu are importanță. Mai luăm o guriță de cafea. Bun, haideți să deschidem calendarul advent. O să începem cu ăsta de la Yves Rocher, după care o să-l deschidem și pe ăsta, pentru că mi-am dat seama că eu am deschis din el, el are 12 căsuțe și mi-am dat seama că eu am deschis 5. Și nu mai avem foarte mult și o să se termine. Cred că la ziua 6 de astăzi s-ar putea să avem o cremă. Cam asta este forma. Dar vedem. Mai întâi deschidem căsuța de aici. Și astăzi avem căsuța cu numărul 15 sau 14? 15, cred. Da, căsuța cu numărul 15. Cam așa arată. Am obișnuit deja cu ambalajul. Cat este unul foarte drăguț. Ia să vedem, avem aici un cleansing gel. Este un gel de machiant, probabil. Un gel care curăță, cam așa arată. Arată foarte fain ambalajele. Foarte drăguț. Ia să vedem, mai pe înțelesul nostru. Avem așa. Da, un gel de curățare care curăță impuritățile. Perfect. După perioada asta o să am nevoie de toate gelurile și toate cremele din lume ca să-mi dau un refresh la față și la cearcănii, dar o să prind super bine. Ah, miroase a aloe vera. Da, fix asta, miroase aloe vera și un pic parcă duce prin un parfum bărbătesc. Parcă în zona aceea mi se pare că duci, dar în principiu miroase aloe vera și dacă are aloe vera este perfect. Bun, cam asta am avut în căsuța de astăzi la calendarul advent de la Yves Rocher. O să pun căsuța înapoi și produsul la locul lui. Să știți că sunt foarte încântată de calendarul ăsta advent.
chiar foarte, foarte, foarte inventată. Bun, trecem mai departe și deschidem calendarul Advent de pe Notino. Și avem aici, cred eu, un scrap de față. O să avem nevoie, stați așa că nu pot să-l scot. Da, este un scrap de față și un exfoliant. Up to Snow God. Ia uitați ce fain arată. Ia să vedem și cum miroase. Am făcut o obsesie, acum miros chestii. A, nu este desfăcut și nici nu cred că o să-l desfac, că nu știu exact dacă o să-l folosesc eu sau dacă o să ajungă la voi. Așa că o să-l las momentan în stadiul ăsta. Vreau să văd cum miroase, dar nu-i problemă. Cam asta am avut la căsuța cu numărul 6. Și o să mai avem, stați să mă gândesc, astăzi este vineri și o să avem așa, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, joi. Până săptămâna viitoare, joi, o să avem căsuțe. Foarte drăguț. Pentru că oricum spre finalul săptămânii o să vă arăt și ce cadouri am cumpărat pentru cei dragi și atunci s-ar putea în clipulețul respectiv să nu deschidem calendar advent. În ajun iarăși nu știu dacă o să deschidem calendar advent, o să-l terminăm pe cel de la Yves Rocher, dar nu o să fie o problemă că aici nu o să mai avem. V-am zis eu că mi se pare o idee faină de cadou, deci dacă vreți să faceți un cadou celor dragi, mergeți pe varianta așa că este una foarte faină. O să pun cele două produse din calendarul advent de astăzi lângă restul și o să începem ziua. Îmi termin de băut cafeaua, o să merg să-mi iau pliculețul din Magneziv Express, trebuie să-l trezesc pe Florin pentru că o să plecăm împreună și el are lucruri de rezolvat. Eu o să merg la salon și o să fiu acolo până diseară la 7 și o să mergem direct la repetiții, așa am făcut și ieri. Tot la fel, am lucrat până la 7 și un pic, m-a luat Florin și am mers direct la repetiții. O să încerc totuși astăzi să-mi comand ceva de mâncare la salon, ca să și mănânc ceva. Pentru că ieri am reușit să ajung acasă, un picuț la amiază, astăzi nu mai reușesc, astăzi avem zi full. Dar nu o să fie nicio problemă, pentru că mâine sunt liberă, duminică sunt liberă. Bine, practic mâine o să mergem la festival, așa că nu o să fie chiar o zi liberă, dar nu o să lucrez și duminică la fel, tot nu lucrez și de luni începem săptămâna în forță. Dar sunt 5 zile, după care o să urmez o perioadă foarte frumoasă, pe 23 cred că o să merg la părinții mei. În orice caz o să-mi fac atunci unghiuțele și mie și mamei, mi le-am arătat eu și în clipulețul trecut. Trebuie să le scurtez, fetelor, să știți că a început să mă doară de la cât de lungi sunt. Dar n-aș vrea să le scurtez acum pentru că aș vrea să le dau o formă frumoasă săptămâna viitoare. O să vedem dacă mai ajung cu ele întregi. Vedem, vedem, vedem. Cam asta este introducerea din clipulețul de astăzi. Începem o nouă zi de Vlogmas cu o stare foarte bună. Sperăm să și rămână așa. Astăzi n-ar trebui să am clienții la care să muncesc mult. Ar trebui să am clienții mai ușoare. Așa că ar trebui să fie o zi ok. Diseară avem repetiții cu tot ansamblul. Aseară am avut repetiții doar cu toboșari și cu fetele de la Capri și cu Caprilii implicit. În seara aceasta o să fie repetiții cu tot ansamblul. O să fim 50 de oameni. O să fie ultima repetiție dinaintea intrării pe scenă mâine. Așa că ar trebui să iasă totul foarte bine. Cam atât momentan. Îmi termin de băut cafeaua. Și apoi pornim către salon. Ei, iarăși nu o să am ce să vă arăt foarte multe ori, dar nu contează că o să compensăm cu multe alte chestii. Gata, vă las! Poate mai era tot dimineața care este foarte bine, acum se face jucăușă, se face brăznicuță. Eu, ca de mare. Întrebați, fetelor, de pasteluța aceea de parazitare internă, nu știu exact cum se numește, o să-l întreb pe Andrei când vine să o vaccineze pe mine și o să vă spun. Și pentru deparazitare externă, am luat această pipetă. Chiar ieri am luat-o pentru că Florin are la țară la el pisici multi și tinți cred că o adus puricei, că mie n-avea până acum și zilele trecute am văzut pe ea și se scârpina, așa că am luat pipeta asta. Vedem dacă funcționează, vă țin la curent. Outfit of the day!
avem pantaloni scurți, ciorapi, pulover și ghete și șosetuțe și gata, pornesc către salon. Afară nu mai este deloc zăpadă, parcă este toamnă, e așa de urât. Nu-mi place. Așezat eu aici la bucătărie și n-am mai vorbit de aici din bucătărie, pentru că în ultima perioadă vorbeam doar din living. Din fața bradului am ajuns acasă, o să pun să mă spăl repejor pe păr, îmi dau un refresh la machiaj și pornim la repetiții. Opa! Miuca, miuca, miuca! Miuca lui mami, miuca lui mami! Dragostea lui mami, sufletul lui mami! Nu. Și Mia tot timpul când suntem plecați și când venim acasă, așa vrea de multă iubire. Și Mia una așa, numai să iei în brațe și să o ții așa în brațe. Gata, merg să mă spăl repejor pe păr, să mă schimb. Și apoi aștept să vină Florin. Mergem la repetiții. A trecut așa de repede și așa de fain ziua de astăzi. Și așa a fost o zi cu vești super bune. Așa că sunt foarte fericită, o să împărtășesc cu voi veștile astea mai încolo un pic. Dar a fost o zi atât de bună și parcă am senzația că mi s-a întors așa un bine făcut. Și acum a venit rândul meu, cam atât de fericită sunt. Merg să mă spăl pe păr, iar apoi mergem la repetiții. Mia nu merge, deși la ce gură are, ar putea să cânte cu noi la Capri. Nu așa, Miuca? Gata, pornim spre repetiții. Și afară este super, super frig. Emoții pentru mâine? Nu. Nu? Nu, din nou. Eu am.
The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, yeah. Am ajuns acasă, ceasul este 12:30. Trebuie să merg să mă demachez, să fac duș și mâine o să ne trezim la 4 și un pic. La 5 trebuie să ne adunăm cu toții. Deci vreau să zic că cred că o să adorm la 1 și ceva și o să mă trezesc la 4 și sunt treaz de la 6 și am și lucrat astăzi toată ziua. Dar este o perioadă foarte frumoasă. Iubesc să fac chestiile astea și să merg cu ansamblu și să lucrez și să fie așa o perioadă foarte încărcată, chiar dacă este foarte obositor, dar îmi place. O să fac încheierea clipulețului de astăzi aici. Clar nu mai am ce să vă mai arăt. Doar o să merg să mă demachez, să fac un duș și o să mă pun la somn. O să ne vedem în clipulețul de mâine. Mâine o să fie ziua cu Iași. Dar când o să apară la voi clipulețul acesta, deja o să treacă festivalul. Sper totuși că ne-am văzut în număr cât mai mare și că v-a plăcut. O să ne vedem în clipulețul următor. Nu uitați să vă abonați, puteți să mă susțineți și cu un like. Iar noi ne vedem în clipulețul următor. Vă pup! Pa, pa!